Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Cluj înțeleg că e pericol acum. De ce? Cu fripturile din Cluj. E o jucătoare de tenis, o doamnă turcoaică. O cheamă Cagla sau Ceagla. 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 Buiuc Ceacai. Buiuc Cagjai. Buiuc Cagjai. Ceagla Buiuc Cagjai. Ceaia Buiuc Cagjai. Alio. Alio, Ceagla. Da. Dânsa tocmai a fost suspendată de Federația Internațională de Tenis după ce a picat un test antidoping susținut în vară la turneul de la Cluj. De la Nicu. Nu știu ce, Winners da. Open. La Cluj sunt două turnee de tenis, unul mic și unul mare. Da. Unul în aer liber în august și ăsta în sală de a fost acum recent cu Emma Raducanu, cu Simona. Cu... Ăla la aer liber. Păi și de, aer liber, da. Doamna, de ce e periculos Clujul? Buiuc Ceacai. Așa. Ce face? Dă vina pe niște fripturi mâncate prin cârciumile clujene. Zice că de asta a fost antidoping. Bă, deci de asta e așa scumpă mâncarea la Cluj. Acum am dat seama, da. Că-ți pun înăuntru steroizi, prafuri, ceva bun. Bucurii. Da. Zice că i-au găsit în test ractopamină. Ai, da. Ractopamină, asta este un aditiv alimentar pentru animale. Mărește masa musculară. Deci noi de ce nu mâncăm cu ractopamină dacă nu te supăra? Deci noi... Știi, noi ne chinuim să mâncăm, să aia, să facem gimnastică, ne-am luat eliptică, bandă, tragem cine mai trage de fiare. Dar nu mărește masa musculară? Facem niște cu ractopamină, o fripturică mică. De ce să punem sare? Sare, piper și ractopamină. Da. Uite, da, acum mă gândesc că dacă doamna sau domnișoara... Da, doamna, nu știu. Mă rog, ar fi încercat ceva din proteine de mazăre, n-ar fi avut problema asta. Da, sub corect. Nicio formă. Corect. Deci, lucrurile ar fi fost mult mai simple. Da. Bine, n-ai cum să știi. Păi n-avea ractopamină de asta. Ractopamină? Când lucrurile lor la amploare, să te ții cior. Masa musculară la mazăre? Dar eu cred că noi mâncăm niște fripturi cu altfel de tompompamină de asta, care ne pune masă musculară, dar numai pe burtă și pe fălci. Și pățâțea. Mă rog. Și pățâțea. Deci aici greșim. Asta e o greșeală aici. Noi de ce nu luăm de ăștia de cresc mușchii? Că nu avem bani, sunt substanțe proaste. Ce mâncăm substanțe proaste. Nu ne cresc mușchii la burtă. Asta, pe asta zic, asta. Noi luăm ractopamina greșită, firar să fie, și ne pun în Dobrogene, ce se pune? Ce fel de burtă. Pamina da. Să pune ai la alta, aia care nu e. Ractom, pamina asta a fost interzisă mai mult de 60. Acum, serios vorbind, asta e un... e interzisă de federațiile sportive din toată lumea, e pe lista agenților anabolizanți. Și suplimentul ăsta alimentar e interzis în mai mult de 60 de țări, inclusiv în toate țările Uniunii Europene, China și Rusia. Deci cum să fie ajuns ractopamina la fripturică din Cluj și de două ori? Adică... Cred că ractopamina asta se folosește pe scară largă acum, că am înțeles cum funcționează la noi în mușchiul filet de porc. Nu știu dacă ai văzut vreodată în galantar. N-am văzut. La așa. Supermarket. E câteodată cât un mușchi filet de la care e... Adică te gândești unde, cât era porcul ăla. Știi? Că e o chestie imens așa. Unde ai văzut, mai? E confundat cu cotletul, nu are cum. Nu, tati. Că sunt puse unul lângă altul mușchile. Și vezi de la anumiți producători că e unul de pompat, așa e. Adică se vede că e pe steroizi. Serios? Da. N-am văzut. Păi să caut și eu, că vreau unul mai mare. Probabil că și la vită merge, că îți dai seama că îți crește... Auzi, mă, că e interzis în Uniunea Europeană. Știu că e interzis. Sunt multe lucruri interzise. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.